am spus, de satul mare. Acțiunea de astăzi, 14 iunie, este legată de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Pe această cale, mulțumim donatorilor noștri de sânge pentru gestul nobil pentru a salva vieți. Datoria noastră ca cetățeni ar fi regulat să donăm sânge pentru a asigura necesarul de sânge din spitale, pentru că în ultima perioadă în spitalele din județul Satu Mare nu am avut rezerva necesară de componente sanguine. De aceea rugăm populația sănătoasă, populația tânără, să vină să ne treacă pragul acestei instituții. Așteptăm cu drag pentru dumnealor. A treia sâmbătă din lună este zi lucrătoare, tocmai pentru a veni în sprijinul populației. Dorim ca donarea de sânge să crească gradul de conștientizare a populației, pentru că donarea este un act de iubire pentru semenii noștri. Donarea este un act voluntar, benevol și nobil. De asemenea, mulțumim sponsorilor noștri care astăzi se află în număr mare alături de noi, care prin gestul lor nobil de a acorda o mică atenție donatorilor într-o zi de sărbătoare pentru noi, nu fac decât să pună în evidență aprecierea și mulțumirea pe care noi o avem față de dumnealor. În ultima perioadă este scăzută ca medie pe zi într-un an de zile, de la 50-60 de donatori pe care îi aveam acum 5 ani de zile, s-a redus la 25-40, ceea ce face ca rezervele de sânge din instituție să fie veșnic nemulțumitoare pentru colegii noștri din spitale, care au atâta nevoie pentru oncologie, terapie intensivă, pentru chirurgie. Le mulțumim și lor, de asemenea, că sunt alături de noi, ne sprijină și dumnealor donează, dar totuși nu este suficient. Această problemă nu este doar la noi, este în toată țara. Donatorii și numărul donatorilor a scăzut. Noi am venit în sprijinul populației, organizăm campanii mobile la solicitarea noastră, la solicitarea instituțiilor. Ne sunt alături jandarmii, ISU, poliția, care au fost și sunt mereu constanți, și presa sâdmăreană, care ne-au ajutat de fiecare dată, dar lumea trebuie să înțeleagă că donarea de sânge nu se face azi, pentru că este sărbătoare și avem un număr de mulțumitor, de exemplu, se face constant în fiecare zi. Prezența de azi, cum a fost? Prezența de astăzi nu a făcut decât să ne îmbucure. A fost în medie de 35-40. Așteptăm, că ziua nu se încheie acum, așteptăm să vină cât mai multă lume, dar așteptăm să vină în fiecare zi. Bună ziua! Păi acțiunea de azi nu e prima la care participăm. Eu mă numesc Cila Teanti și sunt responsabil de resurse umane. Practic astăzi reprezint o șansă mare. Noi de fiecare dată, în fiecare an, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, suntem alături de celor de transfuzii și Satul Mare. Sunt donatoare, o să zic, fidelă. Eu, alături de colegii noștri, de fiecare dată venim de 3 ori pe an, de 2 ori pe an, cum reușim. Și ne face o plăcere ca să fim alături de oamenii, persoanele nevoiești. Prima dată donez sânge și mi se pare un lucru foarte bun de a ajuta oameni și care au nevoie de sânge, și colegii mei de la Cluj donează sânge astăzi și aș dori să zic la toată lumea să vină și să doneze sânge pentru a ajuta. Ai să mai participa și la alte acțiuni? Nu, acțiuni din astea nu, dar sunt sigură că nu este ultima dată când o să fie atât de sânge. A